Pe primul punct al ordinii de zi, avem prezentarea spre aprobare a ordinii de zi a conferinței Partidului România Unită, filiala Roman, pe care o voi face eu, în calitate de președinte interimar al filialei Roman. Punctul 2 al ordinii de zi reprezintă alegerea comisiilor de lucru ale conferinței, PRU, filiala Roman, prezidiu secretariat, comisie de validare, comisie de propune, comisie de numărare a lucrurilor. De asemenea, prezentarea o voi face eu. Pe punctul 3 al ordinii de zi, prezentarea raportului de activitate filialei Municipiului Roman al Partidului România Unită. Apoi, prezentarea planului de măsuri politice și organizatorice pentru perioada 2016-2020. Acest raport îl va prezenta domnul președinte al filialei Neamț, APLU, Sorin Dumitru Cazan. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale organizației PRU, Municipiului Roman pentru anul 2016, precum și a modului de gestionare a fondurilor, rezultate din cotizații, donații și alte surse financiare prevăzute de lege. Această prezentare va face domnul secretar general al filialei Neamț APRU, domnul Sergel Bogdan Dumitru. Aprobarea raportului de comisie de validare a conferinței PRU filiala Municipiului Roman. Alegerea forurilor de conducere ale Partidului România Unită, filiala Roman, președinte, Consiliul Teritorial, Biroul Executiv, coordonator Departament Femei, coordonator Departament Tineret, Comisia de Control Financiar și Comisia de Etică și Arbitraj. Prezentarea candidaților Partidului România Unită la Primăria Municipiului Roman și a Comunilor din Județul Neamț. Prezentarea pe care vă face domnul președinte al filialei Neamț al Partidului România Unită, Sorin Dumitru Cazan. Și în închiderea conferinței de astăzi, vă va ține un discurs și domnul președinte al Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, pe care îl prefer să-l avem astăzi în urmă. Așa cum v-am spus, în deschidere, vă voi prezenta raportul de activitate al filialei Roman, al președintelui Partidului România Unită. Din 1 august 2015, Radu Județului Neamț s-au pus bazele inițierii privind proiectul de aderare la Partidul România Unită ca unica șansă de scoatere a națiunii române din starea de dezamăgire și epuizare a încrederii în instituțiile statului și ca alternativă la clasa politică a ultimilor 26 de ani, responsabilă pentru toate eșecurile societății românești. Filiala teritorială Roman a fost și este în continuare locomotiva acestei idei, fiind nucleul de bază în promovarea zâncării partidului pe raza județului Neamț. Începând cu data de 25 octombrie 2015, odată cu alegerea și numirea structurii de lucru în organizația Neamț, cu ocazia conferinței județene, filiala Roman și-a asumat organizarea și coordonarea întregii activități cu întregul județul Neamț, contactând persoane din toate orașele și comunele, coptând aderenți și înființând filiale. În toată această perioadă au fost desfășurate acțiuni ce au avut loc prin zeci de întâlniri. Am participat la sute de ore de discuții, explicându-ne tuturor celor interesați cine suntem, ce vrem și de ce România are nevoie de noi. Conferința de astăzi este rezultatul acestui efort, la care au aderat nu numai membri activi, dar și toți cei care în timp au devenit membri ai formațiunii noastre, lucru care e de apreciat și cărora li se cuvine toată considerația noastră. Am ținut pasul cu toate evenimentele care s-au succedat în această perioadă, fiind receptivi și atenți, organizând numeroase acțiuni, atât pe plan local, județean și național, făcându-ne cunoscut și promovând imaginea Partidului România Unită. Am făcut public cunoscut inițierea acestui proiect de la conferința județeană Neamț, din 25 octombrie 2015, prin diferite materiale în ziare locale, emisiuni și reportaje TV. Evenimentul Marii Unirii, de la 1 decembrie, a fost marcat cu depunerea de coroane de flori și diferite acțiuni în care au fost cooptați și angrenați tineri simpatizanți, organizați de pensionari care le s-au acordat premii și diplome sub egida România Unită, precum și alte categorii sociale. În perioada sărbătorilor de iarnă au fost desfășurate acțiuni cu mare impact, rezultatul fiind unul cu aprecieri pozitive din partea tuturor celor care au participat, dar și a celor care au avut cunoștință de ele. De asemenea, am încercat prin aceste acțiuni să promovăm naționalismul, tradițiile strămoșești și încurajarea transmiterii acestora pe mai departe de către generațiile viitoare. Lada Cuza este unul din proiectele inițiate, care a constat într-o expoziție cu obiecte tradiționale la sediul Partidului România Unită,
prezentată de un tânăr pe care îl vom încuraja în continuare pentru tenacitatea și plăcerea sa de a colecționa și prezenta tradițiile, obiceiurile și obiectele tradiționale din această zonă. Un mare impact la nivel local și național a avut loc prin inițierea proiectului de strângere de semnături pentru anularea legii privind pensiile speciale acordate parlamentarilor. Ca și formațiune nouă, implicându-ne în acest proiect, curajul nostru a fost răsplătit prin aprecierea unei mase considerabile de cetățeni care au răspuns pozitiv și ne-au fost alături, dându-și acordul și semnând aceste liste de susținători, acțiune ce a fost îndelung mediatizată prin ieșirile în presă, diverse emisiuni și reportaje TV. Organizația Roma, prin structura sa bine definită, și-a dovedit o autoritate având un cuvânt greu de spus și și-a făcut cunoscută activitatea, fiind printre fruntașele filialelor la nivel național, având membri de calitate, atât din rândul tinerilor, a femeilor, cât și a pensionarilor, din toate categoriile sociale și profesionale, de la liceeni, studenți, medici, profesori, economiști, muncitori, șomeri, etc. Datorită acestor eforturi, printr-o muncă tenace și titanică, ținându-se cont de situația actuală a mașinărilor organizațiilor de la cealaltă partide, care beneficiază de fonduri și experiență, pe zi ce trece vizibilitatea noastră crește în rândul cetățenilor. Comunicatorii partidului nostru fac față cu frigo, fiind permanent activi, conectați la situația socială, economică și politică, periodic fiind invitați la diverse televiziuni cu emisiuni de profil, interactive, unde sunt expuse doctrina, ideile și proiectele Partidului România Unită. Trebuie să le mulțumim reprezentanților presiei care au dat dovadă de fiecare dată de profesionalism, de imparțialitate și de cenu, de înțelegere fiind alături de noi, pentru a ne da posibilitatea să ne facem cunoscuți, ca și formațiune politică nouă înființată, sperând și pe viitor o colaborare cel puțin atât de bună ca și până acum. Activitatea financiar-contabilă în această perioadă a fost ținută de către un mandatar și un expert contabil. Veniturile obținute din cotizații și donații au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor pentru una de desfășurare a activității partidului la sediul local, respectiv chirii, utilități, angajați, sprijinirea unor persoane sau organizarea unor evenimente. Având în vedere că în anul 2016 este an electoral, Partidul România Unită va aplica prevederile legii 334/2006, modificată în anul 2015, privind finanțarea partidelor politice în campanie electorale. Un extras din legea privind finanțarea partidelor politice, valabilă pentru campania legilor locale din 2016, poate fi regăsită în anexa 1. Recunoaștem faptul că până în prezent, pe toată perioada de desfășurare a activității pe baza municipiului Roman, nu am întâmpinat greutăți sau adversități din partea unui alt partid politic. Ne-am dat dovadă de maturitate și înțelepciune. Scopul nostru, pe care îl urmărim în primul rând, este să ne facem cunoscuți și să promovăm imaginea Partidului România Unită. Nu ne-am făcut un scop în sine de a crește în numărul de adeziuni. Noi urmărim calitatea, caracterul, încrederea, implicarea, stabilitatea, înțelepciunea, curajul, certitudinea, omenia. Nu bravăm cu cele 210 adeziuni de membru ale filialei PRU a municipiului Roman. Nu știm dacă într-un termen atât de scurt pot fi multe sau puține ca și număr de aderenți. Dar de un lucru suntem siguri, de calitatea și moralitatea acestora, și trebuie să fim mândri că existăm în pofida tuturor celor care nu ne dădeau nicio șansă. Evoluția Partidului România Unită pe scena politică românească reprezintă o piatră de încercare pentru adevăratele caractere, pentru români adevărați, care au credința și care sunt dispuși să se sacrifice pentru binele comunității. Nu ne vom aștepta din partea celorlalte formațiuni cu ce să ne laude sau să ne întâmpine cu flori și aplauze. Cu cât vom deveni mai incomozi pentru ei, cu atât scopul nostru va fi atins. Misiunea noastră de a încerca să schimbăm sistemul creat în timp de 26 de ani va avea soare de izbândă. Vom rezista și vom fi puternici în continuare, numai uniți. Partidul România Unită a fost gândit din start ca o mare familie și așa trebuie să rămână, altfel nu vom reuși să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am asumat. Promovarea națională democrației și a meritocrației în societatea românească prin programul Țepeș pentru România Română. Pentru noi, membri activi ai PRU filiala Roman, cea mai mare realizare nu este însă activitatea pe scena politică, ci legătura de suflet pe care am creat-o cu inimile celor care au crezut și cred în noi, care ne-au investit cu misiunea de a ne face datoria corect față de urmea noastră. Asemenea, mesaje vin în continuare către noi și din ce în ce mai mult. Față de fiecare român, față de fiecare cetățean care își investește credința în noi, avem o datorie uriașă. Acești cetățeni și nenumărați alții ca ei ne vor acorda votul în anul 2016. Vrem să realizăm cu toții responsabilitatea imensă pe care o avem față de fiecare vot. Acest raport de activitate trebuia să cuprindă realizările membrilor activi de la înființarea PRU și până în prezent. Nu putem uita însă și cât de multe au făcut simpli cetățeni pentru noi,
Oameni pe care nu-i cunoaștem, care nu doresc nimic pentru ei personal și care ne cer doar un singur lucru. Să luptăm pentru țărișoara noastră abandonată și trădată de restul clasei politice. Filiala Roman a Partidului România Unită, prin colectivul său puternic și prin multă determinare, are ambiții mari. La imediatele alegeri, să obțină un scop cât mai bun, menținându-ne în continuare printre fruntașii organizatorilor la nivel de țară. În continuare vom asigura coeziunea cu toate filialele din județ, ne vom implica și ajuta la înființarea de noi organizații. Vom contribui cu toată răspunderea pentru promovarea imaginii Partidului România Unită, a doctrinei și programului Țepeșul pentru România Românilor, precum și strategiile de pregătire pentru viitoarele campanii electorale. Partidul România Unită, filiala Roman, vă cheamă acum pe toți la această luptă. Având în vedere că avem în mijlocul nostru un coleg de la un alt partid, președintele filialei Roman de la Partidul Social Democrat, îl prezint pe domnul Panoliu, aici de față. Dacă dorești să-mi spun câteva cuvinte, bună ziua! Bine ați venit în orașul Roman pentru invitații din capitală. Vă mulțumesc pentru invitația la lucrările conferinței dumneavoastră. Am venit cu foarte mare plăcere la această lucrare ale conferinței Partidului România Unită din mai multe motive. Primul motiv este acela că studiind și citind programul dumneavoastră am văzut că apariția unui partid nou cu idealurile care le aveți, nu poate face decât bine cetățeanului și românului. Al doilea motiv este aceea că în multe puncte din acest program care l-ați propus pentru România, platformele noastre politice sunt asemănătoare. Și anume, vă dau câteva exemple. Și noi, și dumneavoastră, lucrați pentru același lucru, pentru o mai bună administrație locală, pentru oprirea risipei, pentru folosirea judecăța banului public, în folosul romașcanului, a cetățeanului în general. Și noi și dumneavoastră aveți același cel, acela de a păstra națiunea română, acela de a păstra simbolurile României, aceea de a face ca România să fie tot mai puternică și să aibă un cuvânt tot mai greu de spus pe plan internațional și în Uniunea Europeană. Și noi și dumneavoastră apreciem și acordăm o atenție deosebită agriculturii și satului românesc. Noi, prin programul și prin fondurile alocate pe timpul guvernării Ponta, prin programul de dezvoltare rurală, am acordat satelor, comunelor, fonduri din care au ieșit asfaltări a drumurilor, totodată refacerea a ceea ce înseamnă infrastructura culturală, cămine culturale, refacerea și dezvoltarea și repararea infrastructurii educaționale, asta însemnând școli și grădinițe la seapă. Ne asemănăm de asemenea prin faptul că gândim la fel o parte socială, aceea de a ajuta oamenii în nevoi, aceea de a înclina și de a folosi fondurile de ajutor social într-un sens cât mai eficient și cât mai corect. Și noi avem un programul nostru protecția socială și acordăm pentru aceasta o importanță extraordinar de mare. V-am dat doar câteva exemple din ceea ce ne apropie ca partide, ca țeluri și mai ales cu ceea ce venim în fața cetățeanului. De aceea vreau să vă urez dumneavoastră lucrărilor conferinței dumneavoastră la filiala Roman și sunt convins că voi fi invitat și la lucrările conferinței la filiala județeană. Mult succes, să vă alegeți oameni reprezentativi
Și Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce vreau, ce vreți să faceți. Dumnezeu să vă ajute și succes conform tuturor convenții noastre. Dar o să încerc să iau și eu cuvântul cu acordul domnului președinte Tănase Alin Adi să continuăm lucrările. Mulțumim domnului președinte al organizației PSD Roman și în același timp și vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, Dan Manoliu, pentru că ne-a onorat cu prezența. Pentru că vreau să vă spun că au mai fost invitați lideri și de la alte partide. Dar poate n-au auzit sau poate n-au avut plăcere să fie alături de noi. De asta îi mulțumim pentru a doua oră domnului Dan Manoliu că a fost alături de noi. O scăpare care a fost la începutul lucrărilor, să prezentăm un pic prezidiu. E vorba de domnul președinte Bogdan Diacon, deputat Bogdan Diacon, nu? Domnul vicepreședinte al Partidului România Unită, Dumitru Bădrăgan, și președinte al Filialei Constanța și candidat la primăria Constanța sau viitor primar la Constanța. Că putem să mergem și noi la Constanța altfel, nu cum mergeam pe vremea când era Mazăre acolo. Și pe domnul președinte Adi Tănase, nu vă mai prezint că îl cunoaște toată lumea. Și mulțumim că a organizat această conferință așa de frumos cu oameni deosebiți, de fapt cu colegii. Și ne-a luat de la primire așa, ne-a făcut o surpriză senzațională domnul președinte, chiar îmi spunea: domnule, într-adevăr sunt în Moldova, mă simt că sunt în Moldova. Mulțumim domnule Adi Tănase. Acum să intrăm un pic în bucătăria partidului și să ne apucăm. Toată lumea se grăbește, toată lumea e sâmbătă, are petrecere, are întâlniri și nu prea vrea să-și piardă mult timp la întâlnirile de genul ăsta. Ne vom pregăti pentru alegerea conferinței locale, de alegerea președintelui, de alegerea biroului municipal al filialei Roman și a Consiliului Local al filialei Roman. În primul rând vom pregăti un secretariat care va fi format din 3 persoane. Acest secretariat va fi însărcinat să completeze procesul verbal de organizare a conferinței. Din secretariat eu propun să facă parte doamna Mihaela Mirela. O avem în sală? Doamna Mihaela Mirela? Ridicați-vă sus și vă rog frumos să luați loc la masă pentru a face parte din secretariat. Este o masă acolo în stânga. Domnul Dumitriu Stejărel este în sală, da? Sunteți de acolo, da? Și domnul Mitru Ghiocel, care va face parte tot din secretariatul tehnic al... Acum voi propune comisiile de validare, comisiile de propunere și comisiile de numărare a voturilor și vă voi ruga să votați prin ridicarea mâinii doar cei care sunteți din municipiul Roman, pentru că sunt filiale și din alte localități. La comisia de validare propun pe domnul Ghibu Corneliu, este prezent? Sunteți de acord cu domnul Ghibu Corneliu? Da? Domnul Mahu Alexandru este prezent? Da? Sunteți de acord și cu domnul Mahu Alexandru? Da, vă mulțumesc. Și doamna Ioachimescu Venturia. De doamna Ioachimescu am văzut-o, cred că e prezentă, sigur. Da, sunteți de acord și cu doamna Ioachimescu. Vă mulțumesc.
Facem propunerea pentru comisia de propuneri a candidaților. Din această comisie eu propun să facă parte domnul Carpușca Ștefan. Este reprezentantul comunității din Bobenești, care este colegul nostru. Sunteți de acord, da? Chelcea Gabriela este prezentă? Da? Mulțumesc. Și domnul Bratu Alexandru este prezent. Vă mulțumesc, domnul Bratu. Și o să mai propunem comisia de numărare a voturilor. Astea toate vor funcționa după ce vom trece la votul secret pe care l-o vom face. Comisia de numărare a voturilor, formată din domnul Mătăsaru, este prezent? Da? Domnul Adrian Chencea, prezent? Și domnul Dumea Vasile, din Comisia de numărare a voturilor. Vă mulțumesc. Punctul numărul 5. Prezentarea de măsuri politice și organizatorice perioada 2016-2020 prezintă președintele filialei județene, subsemnatul Sorin Dumitru Cazan. Stimați colegi, eu nu o să vă fac o prezentare, doar o să vă spun ce hotărâri am luat noi în biroul executiv județean pentru perioada 2016-2020. În primul rând, trebuie să înțelegeți dumneavoastră foarte bine cu toții că nu mai avem decât 3 luni de zile până la alegerile locale. 3 luni. 3 luni înseamnă 90 de zile. Orice zi este foarte importantă pentru fiecare membru care este prezent astăzi în sală și pentru cei care nu sunt prezenți. Nu numai pentru cei care vor candida la alegerile locale, la o funcție de consilier local, consilier județean sau primar. Targetul nostru și idealul nostru este, în primul rând, să susținem această platformă naționalistă, să nu ne abatem, să mergem în zona de stânga sau în zona de dreapta. Dom'le, cine e în stânga să meargă cu PSD-ul, cine e în dreapta să meargă cu PLD-ul, să nu știu cu cine să mai meargă ei, cu ce partidii mai sunt pe dreapta, pe acolo, cu E11 și așa mai departe. Asta e ideea. Noi suntem naționaliști, electoratul nostru este clar naționalist. Nu o să mergem în dreapta și să cerșim votul de acolo, pentru că sigur nu vor veni alături de noi. Și ne pierdem timpul, ne irosim. De asta trebuie să ne canalizăm toate forțele și toate mijloacele, toate ideile și tot timpul pentru a aduce voturi de acolo, de unde este bazinul nostru electoral. Aici vorbesc de doctrina partidului, pentru că dacă nu ne respectăm doctrina, putem pleca acasă. Cine a venit pentru funcții, poate pleca acasă, nu e nicio problemă, noi nu dăm funcții. Partidul România Unită nu împarte funcții, nu împarte scaune și așa mai departe. Partidul România Unită face politică naționalistă, național-democrată. În a doua ordine de idei, pentru că după ce îți respecti doctrina, e normal să ai pretenții și la un rezultat. Targetul nostru pentru județul Neamț este următorul. Minim 4 consilieri județeni, minim 10 primari și rezultate cât mai bune la toate filialele, adică mă refer aici în toate comunele, să avem consiliul local ocupat, eu știu, de minim 2 consilieri locali. Eu vă spun sincer, se poate, este loc pe această nișă, pentru că ne aflăm în 2016, dar oamenii se simt ca în 2000. Când Vadim Tudor cu Partidul România Unită obținea 26-30%. Nu este imposibil să obținem și noi rezultatul ăsta. Nu este imposibil. Dar este posibil să nu-l obținem în condițiile în care nu ne facem treaba.
Dacă o să spunem, lasă domnule să muncească ăla, că e primul pe listă, și eu care sunt al patrulea, opresc motoarele sau nu mă interesează, n-am făcut nimic. Asta e ideea. Ideea este că trebuie să muncim cu toți. Dom'le, cât putem? Unul vine cu intelectul, unul vine cu o idee, unul vine cu partea financiară, unul vine cu timpul liber. Fiecare vine cu ceva. Că nu poate toată lumea să vină cu același lucru. Nu poți să-i spui unui fizician, că l-avem printre noi, domnului Grecia Constantin, să meargă și să facă filiale în mediul rural. Că el nu face filiale, nu poate. Omul să face altceva, vine cu proiecte de guvernare, cu proiecte locale. Asta poate face un doctor în fizică. Nu poți să vii la un medic să-l trimiți să facă filiale în comune, pentru că e greu. Na, omul trebuie să meargă să opereze. E destul că e imaginea lui și alături de noi. Și asta ne bucurăm. Deci v-am spus care este ideea vis-a-vis de proiectul nostru și de vorbind de doctrină și vis-a-vis de procentele pe care suntem interesați să le obținem. Și eu vă spun că nu sunt imposibile. Nici la Roman, nici la Piatra Neamț. Nu sunt imposibile. La Piatra Neamț e simplu, avem un viceprimar acolo. Nu este un primar ales, este un viceprimar care la momentul de față se numește primar. Dar el este viceprimar, el nu a fost ales printr-un scrutin primar. Este o diferență între a fi primar ales și a fi primar printr-o conjunctură. La Roman, într-adevăr, avem o situație mai complicată, avem un primar care a făcut ceva pentru comunitate, dar un primar care are două mandate și deja, știți cum majoritatea, domnule, are două mandate, îi ajunge. Nu-l contestăm pentru ceea ce a făcut. Noi apreciem și cele bune, da, și cele rele trebuie de arătat. La Vicaz la fel, avem un primar de două mandate, avem o persoană tânără acolo care are șanse enorme, este iubit de tineri și apreciat. La Târgu Neamț, într-adevăr, acolo e o problemă mai complicată. Este un primar care a făcut, în continuare este în dezvoltare orașul, e mai complicat, e un oraș mai complicat din punctul meu de vedere. Ajung la Rosnov, că nu pot să uit Rosnov, că e tot oraș. Și când știu ce candidat avem acolo, deja știu că avem primar la Rosnov. Asta e problema. Asta e optimismul meu. Pentru că și acolo avem un primar care e cu problemele lui care sunt. Iar noi avem un primar care nu are absolut un candidat la primărie, care nu are absolut nicio problemă. Asta e un lucru foarte important. Ajungem la punctul 6 pe ordinea de zi, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al organizației PRU. Ne prezintă domnul secretar general Stejărel Bogdan Dumitriu. Acum, mă bucur că suntem majoritatea dumneavoastră mă cunosc. Am să vă prezint pe scurt, pentru că timpul este limitat. Noutățile aduse de legea 334 din 2006, modificată în 2015, privind finanțarea partidelor politice în campaniile alegerilor locale din 2016. Am spus din materialul pe care l-am foarte pe scurt, am uite prevederi. Cele mai importante, care vă interesează, zic eu, pot prezenta doar câteva chestii. În campania electorală pot fi utilizate următoarele tipuri de material de propagandă electorală. Afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 de milimetri și o dată de 350, material de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass media, publicitate în presa scrisă, material de propagandă electorală online,
brosuri de alte și alte materiale diferite. Dacă observați, lipsesc benele. Prevederile acestei legi privind finanțarea campaniei electorale se referă strict la sumele care provin din cotizațiile membrilor sau donații primite de către partid înainte de campania electorală sau care pot fi transferate în campanie, contribuții ale candidatelor în limitele prevăzute de articolul 28 alineatul 6, care pot proveni din donații primite de candidați de la persoane fizice, diferite proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice, sau contracte cu instituții de contracte, cu instituții de credit. Pentru prioritatea noastră, vă spun, limitele maxime ale contribuțiilor pentru campanie electorală sunt un salariu de bază minim pentru pe țară, 1050 de lei pentru fiecare listă de candidat la Consiliul Local al Comunei, 3 salarii de bază minime brute pe țară, 3150 de lei pentru fiecare listă de candidat la Consiliul Local al orașului, 5 salarii de bază minime brute pe țară, 5250 de lei pentru fiecare listă de candidat la Consiliul Local. Nu mai continui, pentru că vreau să vă spun, dacă observați, este o lege sau sunt niște prevederi care echilibrează puțin efortul financiar a tuturor celor care participă la alegeri. Acest lucru ne avantajează, dar ne aduce la egalitate cu partide mai puternice și mai vechi decât noi. Dorim ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care participați în Comunele Aferente, la municipiul Roman, președintele nou ales, care va fi așa, să înțeleagă faptul că cu campania electorală nu se poate face fără bani. Vă mulțumesc! În continuare, am să vă prezint buletinele de vot pentru alegerea candidaților noștri în funcțiile eligibile pentru Partidul România Unită, filiala Roma. Pentru funcția de președinte a filialei municipiului Roman, candidează doamna Roșu Cristina. Pentru Consiliul Municipiului Roman, candidează următoarele persoane. Aioane Ion, Anegru Aetan, Argeșanu Sebastian, Bangău Valerica, Bolea Vasile, este? Nu? Ciobanu Gheorghe, Danci Anca Maria, Florea Gabriel, Helena Romingă, Toma Liu, Iștoc Izabela, Jurcău Florin, Grecia Constantin, Lazar Obiu, Petra Daniel, Tănase Adrian Alin, Ionel Valentin, Sescu Ovidiu, Șof Ioan,
Nu este? Ciopulitul nu este? Nu este? Nu. Și Tamar Soriu. Am o rugăminte să încercăm toți cei care i-au înființat, să o privim. Urmează să... Îi termin, de numărat toată lumea și apoi îi invităm pe Pestean. Coordonatoarea Departamentului de Femei, Ionuț Camelia. Este? Coordonatorul Departamentului de Tineret, domnul Teninte Ionuț Andrei. La Comisia de Control Financiar, Tudor Liliu Dănuț. Și Burlacul Liliana. La Comisia de Etică și Arbitraj, Răciulă Grumeza Gianni și Toma Copuleana. Vă invit pe toți aceștia să urcați pe scenă, să-i aplaudăm, să le urăm succes. Aceștia sunt candidații noștri, să le urăm succes. De vot pentru alegerea candidaților. S-a încheiat votul. Invităm pe toată lumea în sală pentru anunțarea rezultatului. Dau cuvântul domnului Chimpu pentru președintele Comisiei de Validare pentru anunțarea rezultatului alegerilor. Bună ziua! S-au numărat voturile și din 130 de buletine de vot, 125 de buletine de vot exprimate pentru validarea listei și avem 5 voturi împotrivă. În unanimitate se aprobă comisiile spre vot. Vă mulțumesc! Fiți la microfon pe doamna Roșu Cristina, președintele ales al filialei municipiului Roman, al Partidului România Unită. Și în același timp, în calitatea mea de președinte, fost președinte interimar, îi urez succes în noua funcție.
Putem confirma implicarea noastră prin acțiunile pe care le-am desfășurat până în prezent și într-o perioadă scurtă, în care ne-am dovedit interesul pentru toate evenimentele la scară națională, la care am fost martori cu toții. Doamnelor și domnilor, una din multele dezamăgiri ale oamenilor de rând este în continuare diferitele facilități trimișilor noștri în Parlament și în Guvern, în interesul acestora sau numai a unor categorii profesionale. Privesc în sală, mulți dintre dumneavoastră aveți mâinile pătătorite de muncă. Mulți dintre dumneavoastră ne-ați pus pentru prima oară pixul în mână și ne-ați învățat să scriem și să citim. Unii dintre dumneavoastră ne-ați îngrijit pe noi când am fost bolnavi. Ne-ați salvat viețile noastre, a copiilor noștri și a bunicilor noștri. Toți aceștia ați contribuit ca să ne bucurăm astăzi de tot ceea ce este în jurul nostru și vă mulțumim! Acum eu vă întreb, pentru dumneavoastră, ce facilități s-au acordat, ce salarii sau pensii pe ce ale ați primit? Filiala Municipiului Roman a Partidului România Unită a inițiat proiectul de strângere de semnături pentru anularea legii de acordare a pensiilor speciale pentru parlamentari. Nu ni s-a părut moral adoptarea unei asemenea legi atâta timp cât marea masă a populației acestei țări trăiește în sărăcie. Știm de asemenea că domnul președinte Bogdan Diaconu a empatizat cu acest proiect declanșat cu formațiunea noastră și a fost susținut de domnia sa. Vă mulțumim! De asemenea, dorim în continuare să-și mențină acest punct de vedere, ba chiar drept exemplu, îi sugerăm și rugăm în mod public să amendeze această nedreptate pentru marea majoritate a populației. Doamnelor și domnilor, sintagma tineri frumoși și liberi a ajuns în derizoriu. S-a creat o modă prin care, în mod fals, s-a instruit ideea că dacă numești tineri în anumite posturi și funcții, lucrurile se le rezolvă de la sine. De parcă într-un CV, dacă îndeplinește acest desideret, nimic altceva nu mai contează. De fapt, cu bună intenție, se folosește această situație de a numi persoane fără experiență și pregătire profesională pentru a putea fi manipulate. Noi suntem conștienți că, natural, suntem creați pentru a putea conviețui împreună, în bună înțelegere, tinerii cu persoanele capabile care au confirmat în viață și la care avem ce învăța, precum și respectarea și aprecierea tuturor categoriilor profesionale și stimularea acestora după merit. Domnilor președinți, filiala de tinere în Municipiul Roman a Partidului România Unită, în această zi, lansează inițiativa de a găzdui organizarea școlii de vară a tinerilor politicieni din Partidul România Unită în vederea stabilirii strategiilor de lucru cu viitoarele campanii ale alegerilor din noiembrie 2016. De asemenea, promitem că ne vom canaliza energia și ne vom implica pentru a putea obține un scor cât mai bun la următoarele alegeri locale. Trăiască Partidul România Unită! Domnului președinte al Partidului România Unită, domnul Bogdan Diaconu, pe care avem onoarea să o avem astăzi în mijlocul nostru. Bună ziua, în primul rând, o să vă rog să mă scuzați la anul să intru în spatele pupitrului, că vreau să mă simt liber în continuare. Veniți-am pregătit să vă spun multe lucruri, dar total alte lucruri decât o să vă spun, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici, ceea ce am auzit aici, mă face să doresc să vă transmit altceva. În primul rând, o să încep prin a vă ruga, pentru că am auzit cuvinte frumoase din partea organizației de tineri de la Roman despre cel care a fost cofondatorul Partidului România Unită, cel care, am spus de nenumărate ori, că dacă eu am fost tatăl din punct de vedere politic al PRU, Vlad Cogea cu siguranță a fost mama. Vreau să vă rog să păstrăm un moment de reculegere, pentru că este și sâmbătă morților.
să încep prin a o felicita pe proaspăta președintă a organizației PNU Roman, doamna Roșu, în primul rând pentru emoții. Da, dragi români, pentru emoții, pentru că suntem un partid al emoțiilor, un partid al pasiunii, care ne mână lupta de a ne păstra ceea ce este valoros și românesc. Felicitări, doamna președintă! Vreau să felicit toată echipa de la PNU Roman, cel care a fost președinte interimar, domnul președinte al Organizației Județene Neamț, toată echipa care astăzi a rezultat în urma votului dumneavoastră ca echipă de conducere a PNU Roman, și nu pentru faptul că ați fost aleși, ci pentru că ați reușit să faceți într-un timp relativ scurt o organizație puternică care sunt convins că va avea un rol determinant în atingerea obiectivelor PRU, atât la nivel de Roman, atât la nivel de Neamț, cât și la nivelul întregii țări. Felicitări curate! Îmi pare rău că ați avut un invitat care a plecat mai devreme, pentru că vreau să am așa un scurt dialog cu dânsul. Sigur, îi mulțumesc că ne-a onorat cu prezența, refer la domnul președinte al PSD Roman, și mulțumesc că ne-a studiat programul și proiectele. Și mulțumesc că a venit la microfon să ne spună tocmai ceea ce ne diferențiază. Vorbea despre faptul că despre administrație locală onestă, cinstită, bună administrație. Este exact ceea ce n-au făcut nici ei PSD-știi, nici peteliștii, nici peteliștii, nici toți cei care s-au prindat la conducerea României timp de 26 de ani. Și sunt pe legală măsură responsabilă de statul României. Vorbea de un președinte al PSD Roman despre alt lucru care ne diferențiază. Despre identitatea națională. Au terpelit identitatea națională atât ei, cât și peneliștii, cât și peteliștii și uneperiștii printr-un plac continuu cu UDMR timp de 26 de ani, sacrificând interesele României și ale națiunii române doar pentru a-și satisface ei majorități parlamentare și interesul de a guverna și apura România. Vorbea despre satul românesc. Știți cumva cum arată satul românesc astăzi, dumneavoastră? Da, am refer, domnule președinte PSD Roman. PSD, PNL și toți despre care am vorbit mai devreme au sărăcit satul românesc 26 de ani. Iar astăzi, satele sunt goale. Sunt goale de tine. Am făcut de când am anunțat în 21 august fondarea Partidului România Unită ca alternativă la clasa politică a ultimilor 26 de ani, peste 250.000 de kilometri în toate cătunele, satele, comunele și orașele României. Am găsit un singur lucru. Tristețe și lipsă de speranță. Și ei sunt vinovați pentru asta, iar misiunea noastră este să redăm speranța românilor. Exact acest lucru trebuie să facem, dragi colegi, dragi camarazi. Să îi facem pe români să înțeleagă că nu putem vota 26 de ani același lucru și să așteptăm rezultate diferite. Pentru că vom avea încă 26 de ani la fel de negri, la fel de triști și la fel de lipsiți de speranță. Aici este misiunea noastră. Să învățăm să fim mai umili în fața electoratului, mai onești, și să-i facem să înțeleagă că diferența dintre noi și ei este că noi avem niște valori în care credem cu tărie și care ne vom bate până la moarte pentru a le impune în societatea românească. Nu ne interesează, domnule președinte Cazan, să luăm votul dintr-o nișă care a fost identificată ca aparținând unor partide care s-au invocat a fi naționaliste timp de 26 de ani. Pentru că România este secată și nu este doar acea nișă secată. România este secată în proporție de 99%. 1% au câștigat timp de 26 de ani. Ceilalți 99% sunt bazinul nostru electoral.
cu ajutorul partidelor care au format clasa ultimilor 26 de ani și care s-au perindat în perioada la guvernarea României, nu mai avem nimic, ei au dat, iar ăla din afara țării ne-au luat. Ne-au luat păduri, ne-au luat pământuri, ne-au luat resurse. Cine le-a dat? Cine a dat OMV-ul în 2004? Nu PSD-ul? Unde este OMV-ul astăzi? OMV-ul astăzi vă anunț că anul ăsta a fost preluat oficial de Gazprom. Iată cum resursele poporului român, resursele naturale ale României sunt sub controlul Rusiei. Și vreți să mai spun un lucru. OMV-ul este principalul contributor la bugetul de stat. Vă dați seama în ce, la ce risc au supus acești netrebnici România. Să aducă bugetul României, pensiile, salariile din România, la un grad de dependență care n-a existat niciodată față de, iată, față de OMV, acum controlat de Moscova. Gândiți-vă ce ar însemna ca OMV-ul la un ordin de la Gazprom, care îl primește știm noi de unde, să întârzie 30 de zile plata dărilor la stat. Nu se vor mai plăti pensii și salarii în România. În timp ce Parlamentul și domnul Iohannis, între 10 concedii pe nu știu unde, promulgă o lege a pensiilor speciale. Da, dragi colegi de la Tineret, nici eu, nici dumneavoastră, nu că nu vom avea pensii speciale. Nu va mai avea cine să ne plătească pensia. Aici este lucru cel mai grav care trebuie spus vis-a-vis de viitorul națiunii române. Avem viitorul pus sub semnul întrebării. Pentru că trăim o dramă demografică prin scăderea natalității, dar mai ales prin depopularea micilor localități urbane și rurale din România. În afară de marile centre urbane, în rest vedem că tinerii sunt parcă dispăruți. Avem sate goale, avem orașe goale. Spre ce ne îndreptăm? România, în afară de criza economică, care este mult trâmbițată și mult comentată, traversează, ca și Europa, de altfel, trei crize mult mai profunde. O criză morală puternică și o resimțim asta zi de zi. O criză identitară și o dramă demografică. De ce spun aceste lucruri? Pentru că până nu ne facem ordine în viață, ordine în societate, nu avem cum să prosperăm. Nu există societate prosperă fără moralitate, identitate și o structură demografică echilibrată. Și iată, în Europa, în țările Uniunii Europene, cum formațiunile creștine de surgintă naționalistă sunt pe val peste tot. Vedeți în Franța cum Frontul Național are un scor record istoric. Vedeți în Marea Britanie, o țară de unde de 200 de ani câștigă numai laburiștii sau conservatorii, cum apare peste noapte un partid ca UKIP și spulberă tot la alegerile europarlamentare. Vedem în Suedia, o țară nordică cu reguli sociale bine cimentate. Au câștigat naționaliștii. Elveția, au câștigat naționaliștii. Polonia, ultimul exemplu, au câștigat alegerile de departe la Partidul Naționalist Polonez. De ce oare? Pentru că societățile țărilor europene despre care vorbeam au constatat calea greșită pe care este Europa. Au constatat că nu poți ca țări creștine, ca continent creștin, care și-a făurit civilizația și și-a scris istoria pe baza valorilor creștine, să ai acum 2 ani un simulacru de festival Eurovision în care câștigă femeia cu barbă doar pentru a da un mesaj politic de promovare a homosexualității. Sau în Germania anului trecut să se legalizeze prin lege în Parlamentul de la Berlin incestul. Păi, dragi români, nu este Europa pe o cale greșită? Iar aceste lucruri vor să ne le impună și nouă. Și Partidul România Unită trebuie să spună un nu hotărât, ce am spus, și ne vom bate să nu ne schimbe nimeni stilul de viață și raportul nostru măcar cu Dumnezeu. Să ne lase să credem în Dumnezeu. Eu nu spun că va fi greu, nu spun că va fi ușor. Eu spun că avem o singură misiune. Ceea ce este simplu, un
spunea marele Nicolae Iorga, să-i adunăm la oaltă pe toți cei noștri. De ce? Pentru a păuri o Românie a românilor, a tuturor românilor și numai a românilor. Cu Doamne ajută! Da, stimați colegi, profităm de ocazia prezentei domnului președinte al Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, domnul deputat Bogdan Diaconu, și vom prezenta o parte din candidații la primării din unele comune și orașe din județul Neamț. O parte doar. Nu-i putem prezenta pe toți pentru că nu-i avem validați pe toți. Și ca atare nu putem să prezentăm ce nu avem validat. Voi începe cu orașul Bicaz. Pentru orașul Bicaz să-l avem pe domnul Constantin Baghiu. Vă rog frumos să veniți de scenă, Rozum, scuzați-mă, eu n-am cu degetul la Bicaz și mă uitam la Rozum, da? Dar ați văzut că n-am greșit, deja și n-am cu cine vreau să prezint. Eu o să vă prezint candidații. Dumnealor, cu un minut, o să spună două cuvinte despre dumnealor, ca să mergem de... Deci sunt din Rotov născut, crescut, am în fața mea de un bătut puternic, un primar cu 4 mandate, plus unul de viceprimar, deci nu-i simplu. Dar la câși am dat interesul să facă pentru Rotov, cred că voi reuși. Pentru că a făcut în 2003 oraș și arătăm mai rău ca o comună. M-o izbate pentru neamul meu român de acolo, până la ultima suflare. Forța! Forța NLU! Rog răzbămenii să se alături de mine, pentru că sunt grup și suflet pentru ei. Mulțumesc, domnul viitor primar, din punctul meu de vedere. M-am spus și în timp ce vorbeam, că la Rosnov avem un primar, pe oricum am crezut că are 2 mandate, dacă are 4, sigur nu mai iese. Și domnul Baghiu, cu experiența pe care o are și cu calitatea creștină pe care o are, vă spun sigur cu ajutorul Dumnezeu va izbândi acolo. Mergem la comuna Bozieri. Este prezent în sală? La comuna Bozieri, domnul Ioan Andrieș. Vă rog frumos să poftiți pe scenă, domnul Ion Andrieș. Ion Andrieș. Poftim? Vom merge mai departe. Comuna Brustului. Domnul Costel Apostol. Candidatul nostru la primărie și garantat și rom primărie acolo la Brustului. Știi ce trebuie să fac un primar ca să ajung un candidat să ajungă? Bună ziua, mă numesc Constantin Apostol, sunt fiul al satului Brusturi, din comuna Brusturi. Sunt căsătorit, am 2 copii, sunt absolvent al Facultății de Economie. Actualmente sunt om de afaceri, sunt naționalist, sunt în rândul celor ce vor o schimbare, o schimbare politică. Sunt un om de acțiune, un om... scuzați vățile. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu coaiala lui, voi câștiga alegerile în Comuna Brusturi, alegerile în Sfântul Primar. Nu-i subestimez pe adversarii mei politici, dar voi câștiga cu siguranță. Nici nu-i apreciez, sigur. Vă mulțumesc, vă doresc o primăvară frumoasă, un an bun, bun venit. Sănătate multă!
Comuna Crăcăoane avem de data aceasta pe domnul Andrișoaia Ioan, actualmente consilier local. Este Andrișoaia Vasile, am fost primar în Crăcăoane, două mandate, din 2000 în 2008. Consilier local, la momentul actual, fost membru PNL în ultimul timp și sper la că mă alegem din Crăcăoane, să fiu primar din nou. Dar domnul Andrișoaia nu mai bine cu vă trei consilieri local, nu a adus mulți decât trei. Cât s-au avut dumneavoastră, eu la trei. Comuna Dolgești, domnul Gheorghe Paharnic, nu domnul, nu-i Gheorghe Paharnic, este președinte, candidat este domnul Iosup Vasile. Haideți încoace domnul Iosup. Domnul Iosup și el cu experiență în administrație, are vreo 4 mandate de consilier local, parcă momentan consilier local, deci are experiență, știe cu ce se mănâncă primăria. O să-i dăm cuvântul și dumnealui. Cât aveți? 4 consilieri sau 3 consilieri locali? Cât ați avut? 2. Bună ziua! Mă numesc Iosup Vasile, sunt din Comuna Dulgești, am 2 copii, am 4 mandate de consilier la Consiliul Local Dulgești. Mă bucur să văd că suntem un partid chiar unit, după cum arată în sală, bine organizat, ceea ce ne dă speranță pentru viitor. Voturile sunt de vorbă cu oamenii și vom cu prieteni, rude și bicii care sunt de bună credință ca partidul nostru să fie în față la alegerile care urmă. Mulțumesc! Comuna Dochia a preoteziei Dumitru. Poftiți! Un tânăr de perspectivă al Partidului România Unită, un tânăr care a pornit în glumă și a intrat în acest partid și m-a speriat. După o săptămână a venit cu 70 de adeziuni. Și a zis, domnul președinte, eu chiar vreau să fac politică. Bună seara, bună ziua, cum va protezi în Marian, în Dochia. Sper că o să fac o treabă bună acolo la Dochia, în 12 ani de zile de campanie și politică la Dochia, nimic nu fac. Nimic, de exemplu, nimic. El se ocupă de cooptare de membri, nu numai Comuna Dochia, pe toată raza zonii respective. Chiar mă sună multe lume și îmi spune, domne, ai un om acolo, e tânăr, dar de perspectivă. Eu apreciez tine, știți foarte bine. De data asta o să vă prezint pe domnul Mihail Sandu, de la Comuna Horia. Momentan, dumnealui este consilier local, nu a obținut decât 500 de voturi și a intrat în Consiliul Local independent cu 500 de voturi. De data asta am zis, domnule, să iei măcar 800 să fie primar. Pentru care și partidul. Sper să nu mă înșeli că am mare încredere în el. Cea mai mare filială comunală din județul Neamț. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mă bucur de prezența domnului președinte Diaconu, felicit pe domnul Tănase pentru funcția în care a fost investit astăzi și prezentându-mă pe mine, sunt absolvent al facultății de drept. Îmi cer scuze, am încurcat un lucru. Doamna Roșu, îmi cer scuze. Sincer, vă felicit pentru funcția în care a fost investită astăzi. Cum spuneam, am 53 de ani, sunt căsătorit, absolvent al facultății de drept, soția educatoare, copilul medic.
Toți suntem nemulțumiți de viața care ne-au creat cei ce au condus până astăzi, de pentru care m-am alăturat dumneavoastră și sper să iubim. Doresc succes tuturor, inclusiv mie. E așa stai lângă... lângă țărani. Da. Mai face câte o lume, doamne. Așa. Comuna Mărgineni. Îl avem aici pe domnul Octavian Vlad. Candidatul la primăria Mărgineni. Un băiat inimos, un băiat curajos, un băiat cu mult, mult bun simț și cu mult credin. Așa îl consider. Numele este Vlad Octavian, sunt de la Mărgineni. Sunt un pic emoționat. Mă gândeam că dacă la București bate o inimă a lui Vlad Sipeș, lui diacon, foarte emoționat. Cred că și la Măgine poate, și curge prin venele măginenilor în sângele a lui Vlad Sipeș. Și în toată România este la fel. Vrem o schimbare, pentru că 26 de ani nu s-a făcut nimic. Da, am emoții și... vreau să transmit un mesaj așa de la Mărgineni. Că dacă în 5 iunie vrem cu adevărat să schimbăm ceva în seara asta și să pedepsim pe cei care și-au făcut joc de România, avem o țeapă în mână, adică ștampila de vot. Și vom vota Partidul România Unită. Comuna Oniceni. Domnul Vasile Pricopie. Domnul constructor de avioane. Vedeți dumneavoastră, domnul președinte, avem constructor de avioane la Comuna Oniceni, în județul Neamț. Am vrea în Comuna Oniceni, toți care mă îndrăgesc să scape de cisma comunistă. Acolo, de ani de zile, sunt călcați pe gât de cisma comunistă. Voi lupta cu toate forțele, cu toți iubitorii mei, am foarte mulți, să câștig această comună. O mulți câștiga. Pentru că duminică nu mai are nicio șansă. Ficiorțul la fel. Aici ați înțeles avantajul că duminică nu mai candidează. Și ficiorțul e subțire. Sper să nu înregistreze televiziune și să nu fim de rând. Comuna Petricani. Îmi pare rău pentru că președintele de acolo e cam bolnăvior, m-a sunat ieri și îmi pare rău pentru el. Dacă vine azi îmi părea și mai bine, dar dacă e bolnăvior, îl las acasă. Dar e bine că a venit candidatul. Domnul Laurențiu Grigore, tehnician zoologist în comuna Petricani, un om de care are toată lumea din Petricani nevoie. Un candidat tânăr, cu un președinte care a venit cu toată filiala PSD-ului la noi. La Petrican vă mărturisesc că președintele de acolo este postul președinte a PSD-ului și când au plecat la toată filiala. Dar au pus un candidat care nu a fost PSD. În seara. Fac o scurtă precizare. Inginer sotenist, lucrez în agricultură de 20 de ani și sper să fac o figură bună în comună. Am din partea mea, nu pot să zic, dar agricultorii sunt din partea mea. De 20 de ani, de 26 de ani nu s-a făcut mai nimic cu comună, sperăm să zicem, facem o schimbare. Ne-ați văzut, Doamne ajută!
Felicitări, domnul Laur. Așa îi plac prietenii, să-i spună Laur. Am fost la conferința de legere acolo. Ne-au așteptat cu 70 ceva de oameni, m-am speriat. Am zis, domnule, aici trec la Piatra Neamț undeva, de atâția oameni, de mulți. Nici la Roma nu putem aduce așa de mulți. În fine, comuna Petricani, omul este iubit, dar asta e situația. Comuna României, unde sunt români adevărați, în frunte cu domnul Prizdavu Vasile. La fel, un om cu care noi plecăm la luptă, cu siguranța că vom lua primăria, un om deosebit, știe ce se întâmplă în primărie, pentru că doamna lui lucrează în primărie. Dar o să aveți o problemă dacă o să intrați primar, doamna o să trebuie să meargă în învățământ. Bună ziua! Mă numesc Prislavu Vasile, sunt din Comuna Români. Am făcut pasul către primărie la îndemnul marii părți din populație. Și sperăm să mergem împreună în continuare. Eu vă mulțumesc și urez tuturor succes. Încercați să nu mai fiți așa timizi, domnule. Nu mai fiți timizi, că... Aici sunt toți prietenii noștri, ăștia toți se botează la risac, inclusiv ăștia care sunt cu camera. Comuna Tămășeni. Deci, încă o dată, Comuna Tămășeni, domnul Anton Ghiuzan. Omul cu patru consilieri în spate. Dar el a venit singur, consilierii i-a lăsat în bănci. Un băiat deosebit și domnul Ghiuzan, tânăr, din perspectivă și hotărât. La Tămășeni oamenii s-o hotărât, de fapt. Eu sunt domnul Deden, dar fac parte din Comuna Tămășeni. Mă numesc Ghiuzan Anton, am 48 de ani. Am funcția de într-o administrație locală. Am 5 mandate care am fost nevoie să fiu numai în opoziție din cauza că îmi spunea colegul de la Unicem. Acolo este cizma roșie, dar la Tămășeni este moșierul roșu. Este păcat ca la o țară atât de mare să avem oameni numai 10% de trei mari. De aceea, este bine să gândim cu curaj, să ieșim la vot, dar la vot nu numai prin vorbe, să ieșim la vot cu tărie și curaj. Că dacă avem tărie și curaj, curajul se manifestă mai bine. Am doi copii, unul student, unul asistent medical, dar a fost nevoie să plece în țară. Dar datorită acestui partid care s-a înființat, România Unită, să-i aducem pe toți din străinătate acasă. Aici este țelul nostru. Aici este vocația noastră pentru a dezvolta România. Și poate, cu ajutorul Dumnezeu, odată la 20 de ani, se repete istoria. La Tămășeni, acum 20 de ani, s-a repetat. A căzut cizma roșie și moșierul roșu. Dar, în 96, s-a dat cheia. Acum, venim cu țeapă. Poate asta este mai convingătoare pe viitor. Și doresc la toți candidații de la toate organizațiile locale și județene, mult succes și cu Doamne ajută! Mulțumesc, următor, ne bucurăm că ați reușit să aduceți toate alături de dumneavoastră care ați avut un consiliu local și am înțeles din discuțiile avute că aveți oameni care sunt de toate cinci. Vă mulțumim. Comuna Trifești. Eu nu zic Comuna Trifești, zic Comuna cu 5 consilieri locali ai Partidului România Unită. Domnul președinte, avem și noi o comună unde avem 5 consilieri locali. Și avem și candidat la primărie. Și-a cheamă domnul Lupu, dar... Și cred că v-am mâncat toate oile primarului de acum, așa că prea
prea nu le-au păstorit cum trebuie. Bună ziua, mă numesc Dan Lupu, candidez pentru funcție de primar al Comunei Trifești. Îmi asum această responsabilitate în fața dumneavoastră și cu echipa care am venit astăzi în spate, mi-asum mare responsabilitate în fața tuturor cetățenilor din Comuna Trifești și îi asigur că o să fie mult mai bine decât acum. Mă uit la toate comunele din jur care s-au mai făcut câte ceva, dar noi nu s-a făcut nimic. Comuna Trifești arată exact ca în anul 1990. Vă mulțumesc! Să dea Dumnezeu să avem sănătate cu data de 5 minute. Mulțumim, domnul Lucu, și mă bucur că ați venit alături de noi, împreună cu echipa dumneavoastră și cu domnul Cezar Sava, prietenul meu. Pe nu era Cezărică, nu mai era Mezărică. Da. Mergem mai departe la o altă comună, unde avem candidatul desemnat, un om deosebit, un om bun creștin, un om de calitate și unul din oamenii care muncește sau a muncit la Partidul România Unită un pic mai mult ca mine sau poate cât mine. Dar eu vreau să candideze la primăria Valea Ursului. Nu-i nicio problemă. Eu îi spun altceva. Vei fi primar la Valea Ursului, domnul Roșu Constantin. Ce s-a întâmplat cu el? Unde-i? Îi spune să vine că l-am lăudat așa frumos. Și acum nu mai vede poporul. Mergem mai departe la Comuna Zănești. Un tânăr din perspectivă, fost președinte al organizației din tineret a PSD-ului, consilier local la primăria Zănești, domnul Marian Bursu. Și un candidat care la momentul de față în sondajul de opinie este pe locul 2. Eu am zis că e pe locul 2 deocamdată. Dar în ziua votului se schimbă situația. Bună ziua, mă simt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră. Urez tuturor candidatelor Partidului România Unită mult succes în campania electorală din 2016. Mulțumim, domnul președinte, pentru partidul înființat. Sunt multe vorbit, sunt multe de spus. Cu acordul dumneavoastră aș dori să ne întâlnim cu toții și după 5 iunie, în aceeași formulă, să sărbătorim, să ne veselim și să cântăm cu toții de șapte România, dar din votorul de primar. Mult succes și multă baftă tuturor. Mulțumesc! Nu. Am lăsat la urmă, așa, că știți că așa e bine, să lași la urmă valorile și orașele astea mai mari, mai municipiile mai mari, am lăsat la urmă municipiul Piatra Neamț. O să spună cineva, ce domnule, da, aveți candidat la Piatra Neamț? Domnule, dacă avem membri, trebuie să avem și candidați. Și pentru primăria Piatra Neamț, noi avem un candidat. Exact cum a vrut strada. Apolitic, nevirusat, nelegat, ombilical de sistemul penalti, nelegat de administrația locală, un om din toate punctele de vedere, eu spun în regulă. E vorba de domnul jurist Florin Roca. Vă rog frumos să fiți alături de domnul Roca. Erau discuții, domnule, nu știu, au ei candidat la Piatra Neamț. Nu, domnule, noi nu avem candidat la Piatra Neamț, noi avem viitor primar la Piatra Neamț. Sau viitor potențial primar la Piatra Neamț. Bine ați venit, domnul Roca, la noi, la municipiul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Mulțumesc, domnule președinte de acolo, în jurul nostru astăzi. Și vreau să-i transmit tot sprijinul românilor, și din afara României, să zic așa, sunt un reprezentant al Piatrului. În ultimul 10 ani am locuit și am lucrat în Suedia. Exact cum spunea dumnealui că naționalismul a preluat conducerea. Încă nu a preluat-o, dar în sondaje sunt undeva la 30% și o vor lua în curând. De aceea avem și noi nevoie ce vrea de un partid naționalist.
Naționalismul înseamnă fascism. Ar vrea să vă spun, poate unii dintre dumneavoastră este frică să se alăture partidului nostru. Deci veniți cu încredere, pentru că e un național, un partid al românilor, celor care gândesc românește, mănâncă românește, deci consum produse românești. Și de aceea vreau să vă felicit că avem mare astăzi la Roma. La Piatra Neamț este o situație destul de dificilă, cu toate că domnul Cazan a spus că este foarte ușor, că avem un primar interimar, practic, dar sistemul de acolo al Vinalte este foarte puternic, de care Caracatița se întinde până la Roma. Și foarte bine. Vă mulțumesc pentru ce m-ați invitat astăzi în mijlocul dumneavoastră și sperăm cu ajutorul domnului Cazan și celor care mă vreau să facem echipă bună. Mulțumim, Roca. Dau cuvântul domnului președinte Bogdan Diaconu și văd că pe ordinea de zi nu mai avem mai nimic decât cuvântul președintelui. Ca să-mi aleg o comună care a rămas nenominalizată, nu? Da. Mă bucur să văd o astfel de garnitură de candidați pentru primăriile din Neamț. Nu pot decât să vă urez succes, să vă asigur că vizitele mele în județul Neamț nu se încheie astăzi și vor fi și în timpul campaniei electorale să fiu lângă dumneavoastră la dumneavoastră în comună pe cât posibil. Că știți că am și o bătălie de dus la primăria capitalei. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră veți avea succes. Sunt convins că în județul Roman, organizația pe care, județul Neamț, scuze, organizația pe care domnul Cazan a construit-o alături de dumneavoastră, va contribui în mod determinat la atingerea obiectivelor PRU la alegerile locale. Pentru ca să putem să sperăm în toamna acestui an la a intra pe ușa din față în Parlamentul României un scor suficient de mare, dragii mei, astfel încât să ne permită să determinăm viitorul României începând cu noiembrie 2016, conform cu valorile pe care le promovăm și în baza cărora am obținut încrederea și vom obține votul românilor. De ce? Pentru că l-am văzut pe candidatul nostru de primar de la Tămășeni, dacă am pronunțat corect. Doi copii plecați în străinătate. Și eu am doi băieți. Unul de un an, unul de 10, care se află în primul rând aici. E groază și pentru asta lupt să nu fiu să mă trezesc într-o dimineață în următorii ani în care unul dintre băieții mei să-mi spună: tată, vreau să plec din țară. Pentru asta trebuie să muncim și să ne aducem ceilalți copii înapoi acasă. Și m-a impresionat că în altul vostru de la mărgine foarte multe emoții. Și cum am spus și doamna președintă de la Roma, emoții. Îmi plac emoțiile. Să știți că este cheia spre inima românilor. Emoțiile înseamnă sentimente, iar românii au sentimente românești. Mulțumesc! Și ca să țin presa pe jean, m-am făcut că uit ceva. Să vă prezint candidatul nostru de la Roman, Sorin Cazan. Am înțeles. Eu am zis că vom căuta să găsim o persoană tânără. Altceva, dar în fine. Unii ordini nu e... Dogmeală. Îmi spune da. Mă numesc Florin Cazan, sunt din municipiul Roman, născut, crescut la Roman, cu familia în Roman. Am doi copii, două fete, una avocat, una studentă la medicină, anul doi la Târgu Mureș. Soția unde afaceri, eu lucrez și eu la o firmă. Nu sunt unde afaceri, de vreo 12 ani nu mai sunt unde afaceri. Pentru că
nu mai vreau să mai semnez decât statul de plată. Pentru că am ajuns la concluzia că în România, dacă semnezi, nu poți să vorbești. Și mie îmi place să vorbesc. Ăsta e defectul meu. Părintele Cleopa spune așa, răbdare și tăcere. Eu spun, părinte, n-am cum, eu trebuie să vorbesc. Dar o să încerc să vorbesc lucruri plăcute lui Dumnezeu și plăcute oamenilor. Și am să încerc să fac tot ce pot, să scot un rezultat bun și fără să mă fac plăcut oamenilor. Pentru că vă spun un lucru pe care dumneavoastră știți. A candidat la primăria Roma nu e așa ușor. Doar dacă, cine știe, ai un partid 2 în spate și îți spui, domnule, că merg cu partid 2. Pentru că la noi, la Roma, nu ne-am bămut. Îi întreabă, domnule, dar ce-ai făcut? Ai făcut dumneata un trotuar? Ai pus dumneata o bordură? Ai turnat asfalt? Păi, n-am făcut, domnule, de asta, pentru că n-am fost primar. Ai tăiat un copac? De asta nu mă întreabă. Deci dacă domnul președinte mergeți pe mâna mea, vă asumați riscul să luăm primăria Roma. Nu voi candida doar să fiu candidat. Asta trebuie să știe contracandidații mei. În acest an nu voi candida, doar să fiu candidat. Am candidat de două ori de plăcere. Am făcut antrenament. Odată am vrut să-l dau jos de căpușor. N-am reușit, dar două ori am reușit și l-am dat jos. A treia ori n-am mai încercat, că mi-a plăcut Leureanu. Că făcea, făcuse omul ceva, în patru ani a făcut ceva. E, acum nu mai îmi place ce face. Nu mai îmi place, că n-am mai făcut. Și tocmai din cauza asta, dacă domnul președinte are încredere în mine și mă susține, eu voi face voia lui noi. Vă mulțumesc! Doamna președintă, dumneavoastră sunteți o piesă foarte importantă, că sunteți președinta organizației Roma. Și vreau să am susținerea dumneavoastră în toate acțiunile mele, pentru că, altfel, fără susținerea partidului, nu va fi partidul. Promit. În ultimul rând, vreau să am susținerea și domnului Alin Tănase. Și dumneavoastră, în calitate de fost președinte al Intermar al Partidului România Unită, vreau să am și susținerea mea. Bineînțeles. Și vă urez mult succes în bătălia pe care aveți de dat. E care nu va fi ușoară, așa cum, cum bine ați spus. Stimați colegi, declar lucrările conferinței închise. Dacă cineva vrea să mai stea să, eu știu, să facă o poză cu domnul președinte, să facă o poză cu noi, să ne mai pune întrebări, fără nicio problemă, dar vreau să vă spun că ne așteaptă presa să merge la conferința de presă și asta după, eu știu, un sfert de oră, nu? Că termin conferința de presă. Vă mulțumesc!